Pacea Domnului Iisus, nu știu dacă se aude. Da, se Se aude, aude, se se aude. aude. Se aude? Pacea Domnului, Da, se da, aude, da. frate. Domnul Iisus, vă binecuvintez pe toți Amin, frații și surorile, amin. mulțumim, sora Olta, că am cu ajutorul Domnului intrat. Domnul să vă binecuvinteze și să vă întărească în lucrare. Mă rog pentru toți frații și surorile care sunt aici la Amin. rugăciune. Domnul să pe toți. Așa Aleluia. după cum au cântat fratele despre mulțumire, după pâine, să poate să vorbim despre apă. Poezie se cheamă La fântâna nesecată. Voi ce zilnic gustați apa din fântâni și din izvoare, lângă voi atât de aproape e fântâna țâșnitoare, stâmpăra vi se va setea însetați de o veșnicie, oare râul lumii poate da izvor de apă vie? Azi viața ta creștină e însetată cât se poate. Tu ai venit la o fântână, însă nu știi ce vei scoate. Poate nu cunoști în zvorul ce înspre tine azi țâșnește. E Iisus, Mântuitorul, personal El îți vorbește. El a stat ieri cu femeia, astăzi iată-L, stă cu tine. El e râul, apa vie, bea din Domnul azi creștine. Fă-ți din crezul tău găleată, pleacă-te către fântână și ai să scoți ca niciodată din Iisus o apă bună. Amin. Vei simți a ei răcoare care întrece orice apă în pământ, așa izvoare, nu întâlnești oricât se sapă, încă o altă calitate și o întâlnește în apa vie. De obei nu-ți mai e sete în o zi, ci o veșnicie. Uitați cât se văd în față și au băut din apa sfântă. Întrebați-i dacă în viață un alt dor îi mai frământă. Au în lume altă sete să alerge în altă parte. Ce izvor pe lume poate de Iisus ai mai desparte? Ce fântână mai adâncă să pot spune că îi mai rece? Unde ești, samariteancă, să strigi iar în plină voce, că-și se simte iar nevoia să trezești mica cetate, că-și mai sunt și azi de aceea și este de sete? Să le spui de ce izvorul apei vii atât de el curge chiar din ceruri și prin mii de straturi trece. Izvorăște dintr-un munte, din Sionul cel ceresc, vânturile țării sfinte și mai mult o răcoresc. Componența ei de asemenea n-are în lume asemănare, apa vie pentru oameni e o binecuvântare. Conținutul ei și versul, cine îl va putea descrie? Ea dă hrană, ea dă viață, de aceea e apă vie. E de ajuns un strop de apă să-ți producă sănătate. Marea lume nu te scapă, însă a Domnului te poate. Unde-i slăbănogul oare, că aș avea mai mult de spus, căci nu marea scăldătoare l-a stat, de acest Iisus. Stă de pildă Siloamul și Betesda mărturie, și chiar minte ar fi în lume, le întrece apa vie. Cine bea din apa vie, bea viață, sănătate, și se bucură că știe că și în veci nu va fi sete. Cel ce bea primește îndemnul și pe altul să-l îmbie. Apa vie însă-i Domnul, năvăliți la apa vie, umpleți-vă toți găleata din a Domnului fântână, chiar și cel ce întâia dată l-a întâlnit și el să vină. Vino tată, vino mamă, vino frate, vino soră, veniți până azi vă cheamă, scăpați de sete, vino prietene iubite la izvoarele cerești, îndrăznește azi de scoate apă vie să trăiești. O, izvor și dai viață, tu fântână nesecată, care o vezi aici, e o lume însetată. Tu știi ce înseamnă setea, amintește-ți de calvar, amintește-ți de un burete și l-ai primit peste jar, la viața bișuită și aprinsă de căldură, uneori și istovită să nu-i dai un strop în gură. Oricine ar fi să vie, bătrâni, tineri sau chiar prunci, dă-le apa ta cea vie ce ai promis-o tu, Iisus. Amin. Amin. Domnul să te Domnul să vă binecuvânteze. binecuvinteze.